Bună seara, doamnelor și domnilor! Suntem în Club Bellagio pentru ediția a doua a concursului Miss Plaja. 11 ani de Miss Plaja în România. Iată-ne în vara 2013 din nou într-un club cu adevărat strălucitor, căruia îi mulțumesc frumos pentru găzduire. Ca și anul trecut, prezint alături de soția mea, Dea Maxer, care vine însoțită de producătorul emisiunii, Manuel Chermani. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit aici în Club Bellagio, alături de domnul Manuel Chermani, producătorul acestei frumoase emisiuni. Bună seara! Bună seara, bună seara, Dinu, bună seara! Ce ne puteți spune despre cea de-a doua ediție, despre fete, despre cele 15 concurente ale noastre de astăzi? Fetele sunt frumoase, am fost în fiecare zi o poste de televiziune, sunt opozit pe tocul, asta am fost singurul problem, restul tot ok. Tot litoralul este nebunit după concurentele noastre de la Miss Plaja, merg la toate emisiunile de aici, de pe litoral. Da. Doamnelor, domnilor, 15 concurente, după cum spunea și Dea. Ceea ce este poate cel mai important este că și dumneavoastră puteți veni aici, mă uit la voi, cele de acasă. Dacă intrați pe site-ul www.missconcurs.ro, vă înscrieți și atunci Manuel Chermani vă poate selecta, aduce câteva zile la mare, în cantonament, și evident puteți să vă clasați pe premiu, mai ales că anul acesta, nu știu de ce, sunteți foarte darnic, foarte multe premii speciale și de asemenea locurile 3, 2 și 1. Sunt multe fete frumoase și nu știm de unde să alegem, Dinu. De aceea juriul nostru este și astăzi alături de noi. Puțin mai târziu facem și prezentările, dar până atunci îl invităm pe domnul Manuel în spate alături de fete să aibă grijă ca totul să se desfășoare așa cum am stabilit. Bine, mă duc și eu atunci. Haide, Manuel. Nu, tu rămâi, Dinu, alături de mine, pentru că trebuie să le prezentăm pe cele 15 concurente. Trebuie să le prezentăm telespectatorilor noștri și probele de astăzi.